Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu din Călăraș organizează o nouă ediție a concursului național de proză Alexandru Odobescu. Mai multe detalii despre eveniment ne dă managerul bibliotecii Marinela Enciu. Biblioteca Județeană vă invită să participați la concursul național de proză Alexandru Odobescu, care se desfășoară în perioada 8 noiembrie-20 decembrie 2019. Este ediția 39-a. Se adresează tuturor creatorilor, nemembri ai Uniunii Scriitorilor, și are drept scop stimularea creației originale și afirmarea unor nume noi în sfera preocupărilor literare. Premiile care vor fi obținute, premiul 1 este 3.000 de lei, premiul 2 1.500, premiul 3 1.000 de lei și avem două premii speciale a câte 500 de lei. Lucrările trebuie să aibă minim 25 de pagini, maxim 75. O lucrare trebuie să fie trimisă în 3 exemplare la adresa noastră. Alte detalii le puteți găsi pe site-ul nostru și pe pagina de Facebook.